Pinocchio de Carlo Collodi. Rezumat. Capitolul 1. Dragostea lui Geppetto pentru Pinocchio. Lui Geppetto îi se dă o bucată de lemn care vorbește și plânge ca un copil. El o cioplește sub forma unei marionete numită Pinocchio. Pinocchio îl lovește pe Geppetto peste nas și fuge de acasă, fiind prins de un polițist care îl eliberează, dar îl aruncă în schimb pe Geppetto în închisoare. Singur în casa lui Geppetto, Pinocchio este sfătuit de un greiere vorbitor să ia aminte la înțelepciunea tatălui său și să se străduiască să învețe, în caz contrar, fiind pândit de multe pericole și păreri de rău. Pinocchio îl lovește cu un ciocan de lemn, părând a-l omorî pe greieraș. Înfometat și copleșit de sărăcie, Pinocchio își pune picioarele în foc pentru a se încălzi. Se trezește la întoarcerea lui Geppetto acasă, însă descoperă că picioarele i-au ars. Geppetto îi cioplește alte picioare și îi dă să mănânce 3 pere pe care le adusese acasă în buzunar. Îl îmbracă pe Pinocchio și își vinde propria pelerină pentru a-i cumpăra un abecedar pentru școală. Capitolul 2. Minciunile lui Pinocchio. Pe drumul spre școală, Pinocchio aude un cântec și îl urmează până la un teatru de păpuși. Își vinde abecedarul pentru a-și cumpăra un bilet la teatru, iar marionetele îl primesc triumfal, recunoscându-l drept un frate al lor. Păpușarul Mangiafoco este înfuriat de acest eveniment ce îi întrerupsese spectacolul, așa că se hotărăște să-l pună pe foc pe Pinocchio pentru a-și face de mâncare. Până la urmă, păpușarului îi se face milă de copilul de lemn și, aflând despre sărăcia în care trăia Geppetto, îi dăruiește lui Pinocchio 5 galbeni pentru a-i da tatălui său. Mai târziu, Pinocchio întâlnește o vulpe și o pisică, iar acestea încearcă să-i fure banii. Pinocchio își ascunde banii în gură, așa că cei doi îl spânzură de picioare pe creanga unui stejar uriaș și îl lasă să moară acolo. O zână bună îl salvează, dar când aceasta îl întreabă despre monedele de aur, Pinocchio minte, spunând că le-a pierdut. Cu cât spune mai multe minciuni, cu atât mai mult îi se lungește nasul. Zâna îl ceartă, atrăgându-i atenția că minciuna este cel mai rău obicei căruia îi poate cădea pradă un băiat. Capitolul 3. Pinocchio este jefuit. Pisica și vulpea reușesc în cele din urmă să îi ia lui Pinocchio monedele de aur, convingându-l să le îngroape pe câmpul minunilor pentru a crește din ele, asemeni semințelor, mii de alți bani, devenind astfel cu toții bogați. Pinocchio află despre înșelătorie de la un papagal, așa că se duce la judecător, un maimuțoi care îl trimite la pușcărie tocmai pentru că era nevinovat. După ce este eliberat, Pinocchio este prins de un țăran care îl silește să îi păzească un cotez de găini în locul câinelui său și pentru că îl avertizează pe acesta despre planul nevăstuicilor de a fura păsările, este răsplătit și pus în libertate. Află apoi de la un porumbel că tatăl său își construise o barcă pentru a traversa oceanul și a-l căuta, așa că este dus de pasăre până la malul oceanului, tocmai când Geppetto se îndrepta spre larg într-o mică bărcuță, printre mări și înspăimântătoare valuri. Dornic de a-și salva tatăl, Pinocchio se aruncă în apă după el, iar valurile îl duc pe o insulă ce găzduia satul albinelor harnice. În acel loc,
încearcă să cerșească pentru a-și lua de legurii. Însă toți oamenii de acolo îi spun că trebuie să muncească pentru a-și câștiga existența. Până la urmă, pentru a putea pune ceva în gură, se îndură să o ajute pe o femeie care se dovedește a fi însăși zâna cea bună. Capitolul 4. Țara jucăriilor. Pinocchio îi promite zânei că o să meargă la școală, astfel încât să devină un băiat adevărat în carne și oase. El învață plin de hărnicie, însă unii din colegii săi râd de el pentru că, spre deosebire de ei, era o păpușă din lemn, așa că se ia la bătaie cu ei, câștigând apoi stima și iubirea celor din jur. Deși este apreciat de învățător, este avertizat atât de acesta cât și de zâna cea bună să nu se înhăiteze cu niște tovarăși de școală leneși și răi. Aceștia îl păcălesc, zicându-i că îl duc să vadă un rechin uriaș numai pentru a-l face să lipsească de la școală. Se încaieră apoi cu băieții, iar unul din ei este rănit, iar Pinocchio este acuzat de polițiști și fuge, urmărit de un câine pe nume Alidoro, care se aruncă după el în apă și riscă să se înnece. Lui Pinocchio i se face milă de câine și îl salvează, acesta promițându-i că îi va rămâne recunoscător. Băiatul din lemn nimerește apoi într-o peșteră, unde riscă să fie mâncat de un pescar fioros, ce îl ia drept un rar pește, dar este scos din necaz de credinciosul câine Alidoro. Ajuns în fine acasă, își cere iertare zânei și învață bine vreme de un an. Grație străduințelor sale, zâna îi spune că dorința lui fierbinte se va îndeplini. Un coleg de școală, la care ținea, îl convinge însă să fugă în țara jucăriilor, o țară în care se spunea că nu se învață, fiind tot timpul vacanță. La fel ca și alți copii leneși, ajunși pe acel tărâm, Pinocchio se transformă treptat într-un măgar. Este vândut apoi unui circ, pentru a face acrobații, a juca și a sări prin cercuri, dar își rupe un picior și este vândut altcuiva, care voia să facă o tobă din pielea lui de măgar. Neguțătorul care îl luase îl aruncă în apă cu un pietroi legat de gât pentru a-l înneca. Capitolul 5. Pinocchio învață lecțiile vieții. De îndată ce atinge apa, peștii se înfruptă din măgar și Pinocchio se preschimbă iarăși într-o păpușă din lemn. În timp ce înnota prin valuri, este înghițit de un rechin uriaș, în burta acestuia regăsindu-l pe Geppetto. Cei doi reușesc să scape prin gura rechinului, Pinocchio luându-și în spinare bătrânul tată. Ajunși acasă, sunt întâmpinați de greierașul vorbitor. Geppetto este slăbit și bolnav, iar Pinocchio se silește să-l ajute muncind ziua și învățând în timpul nopții. El se simte rușinat și are remușcări pentru felul cum se purtase până atunci. Aflând că și zâna este grav bolnavă într-un spital, se hotărăște să muncească și mai mult pentru a o ajuta și pe ea. Drept răsplată, zâna vine la el într-un vis și îi îndeplinește dorința de a deveni un copil în carne și oase. În următoarea dimineață, se trezește și descoperă că este un băiat adevărat și că locuința sa este strălucitoare și frumoasă. Geppetto îi spune că atunci când copiii răi devin buni, ei capătă o nouă înfățișare, atât față de ei înșiși, cât și pentru rudele lor.